Salut, sunt Alex Mocan. Salut, sunt Radu Bucălaie. Salut, sunt Sorin Purcălau. Și începe zi bună, iar lecția pe care vă dăm astăzi este că așteptarea este cheia succesului. Gata? După cum bine v-ați... Zici, se aude, zici că s-aude un aparat. Cum adică? Ce? Ce? După cum foarte bine... Ha? L-a sunat cineva, mă. Are, l-a sunat cineva. Tot încercăm să zicem ceva, însă Sorin tot vorbea de acolo din spate. Hei, neața! Cu noi. Avem dificultăți tehnice fiind prima emisiune serioasă, dar avem pe de altă parte și Nesquik. Sorin vorbește la telefon. Gata, da, am terminat. A, așa. Da. Avem Nesquik și reclamă la între show-uri. Da, și la Marvel DC Comics. The Guardians of the Galaxy 2. După cum foarte bine v-ați dat seama, noi am întârziat puțin pentru că am vrut să vă testăm limitele sau pentru că avem probleme puțin tehnice. Vă alegeți una dintre cele două variante. Dar s-aude bine, mă, nu? Da, s-aude bine. Zi, mă, s-aude bine. Dați-mi mesaje dacă s-aude bine. Da, sau oricum nu avem ce face mare lucru. Lu Bucălaie, dați-mi mesaje. Dați-mi mesaje la 7-6. Sunt 60 de oameni? Sunt 60 de oameni. A scris 69. Ne-a scris domnul Bobonete, mă băieți. De două ori, cred că era înainte să dăm. Cred că era înainte, da. Am avut ce, bă, zile la oameni de ce au stat așa mult. Da, am avut o problemă cu sunetul am și zis, s-ar putea să avem în continuare o problemă cu sunetul, dar o să bag înapoi. Stai, fii atent. Lasă asta aici, bag înapoi ăla, dacă îi rezolvăm, revenim. Da. Și în caz că ne ajută Dumnezeu și nu o să mai avem probleme cu sunetul cum ne ajută Dumnezeu, o să avem probleme. Pentru că, bă, nu mai zicem tot, că nu e profesionist. Păi dacă se oprește... E primul episod. A, așa, eu dimineață. Se aude ok. Ce facem, Radu? Ce faci? Cum să fim la filmare? Voi am încărcat bateria de la cameră. Ba da, mă, încărcat, o să țin, o să vezi. Cine? Ar fi tare să fie la pro aia, să... Dacă cineva care ascultă acasă să ne sune, să ne spună dacă se vede bine. Andreea Esca, care spune la știre de la acestea, să știe astăzi, dar înainte de asta... Să nu spună dacă se vede bine și se aude bine. Salut, Andreea, relatez de la fața locului de pe malul Jiului. Să-mi spune cineva dacă se aude bine. Dacă se aude bine. Ce bună e asta. Sunt războiile la toată lumea trașe. Să-mi spune cineva dacă se aude bine. La o din asta, la un flagrant. Să vină ăștia cu să spune și mie dacă ei s-au divinit. Dacă se sparge ușa ușor, să spune și mie. Apropo de spart, mi-am spart mașina de 2 ori, 4 zile. Băi, a spart ăsta, am mutat și în Titan și am zis, bă, bravo, mă, te-ai mutat și tu la oameni, în Titan. Te-au spart tot de 2 ori, 4 zile. Am văzut că ai pus o poză pe Facebook cu geamul spart, m-am gândit că ți-ai... Că l-am spart eu. Da, dacă ți-ai lăsat chiar nu. Și era mașina poliției în background și am chemat poliția să vadă cum a spart pe geamul. Ce ți-au furat? Nu, vreau reflectorul. Dacă sunt oameni care o să găsesc un reflector ciudat... Pe stradă. Tu că l-au furat și l-au aruncat asta. Am furat stația și m-am făcut un GPS și nu mai știu, nu vreau bătut ceva. Și după aia mi-a spart al doilea mașina, dar al doilea nu mi-a spart geamul. A vrut să fie mai elegant, așa că mi-a făcut ușa. Mi-a stricat iada de la ușă. Și ai fost la poliție și a văzut ceva? Și am fost la poliție și a doua oară și zis ăsta, nu vrei să-ți fac un formular tipizat și... Ți-a zis? Ce faci? Ce faci? Și am zis că, bă, da, glume, dar eu trebuie să-mi schimb iala. Și... Ți-a dat bani, probabil. Și-a zis iala, ți-a dat bani să schimb. De acum vreau să scriu pe geam, numai că e beznă de aia, e beznă și nu se vede nici scrisul. Poți să trebuie să bănesc că și la care sparge mașina știe să citească. Da, mă, dar nu. Ce mă să scrii? Oricum, tu ești unul care... Am vrut să scriu cu aia ajuns al treilea. Crezi că mai am ceva în ea? Te pricep la tehnologie și la inginerie. Scrie, știi cum sunt scrisurile de farmacie, cu lumini care clipocesc așa în continuu. Scrie, nu o sparge. Și spune așa, da, să clipocească așa. Nu o sparge. Asta este unul din... Eu voiam să încep, scuze-mă că te întrerup, Radu. Eu voiam să încep, am să pun vaca asta în mijloc. Și preșterile să se vadă.
Eu vreau să încep astăzi ca și cum noi suntem super profi, știi? Pentru că am făcut deja probă și am zis astăzi intrăm bam. Și am vrut să încep cu direct să intrăm cu hei, ai putea să dai un like acestei pagini, zi bună. Și dacă îți place acest episod, să dai un share prietenilor tăi, să audă despre zi bună. Că asta este singura modalitate de promovare momentan. Nu? Bună, băgăm bani. Și să intri pe zi bună pe YouTube, pe zi bună media. YouTube.com să zi bună. De fapt fac chestia asta, cum am dat seama că povestind fac chestia asta, dar o fac mai cu rușine. Susțineți o emisiune începătoare care nu are părinți, un SMS la 18244 și donați 2 euro pentru zi bună. Ne bem Nesquik. Da. Nesquik. A luat Tom Alexandru cafeaua TA. Așa, să nu uităm. Și mulțumim lui Tom Alexandru care a luat ăla și are și Nesquik. Avea Nesquik, că o să-l bem noi pe tot azi mâine și poimine. Și să nu uităm să-i mulțumim lui Cătălin Coșar pentru desenele pe care le-a făcut aici în spate. Știe să deseneze, căutați Cătălin Coșar. Uite, uite șobolanul ăla trist. Ai văzut, mă, Sorin? Șobolanul ăla de... Seamănă cu mine la spate. Da, mă, e un șobolan pedofil. Da. E un șobolan dubios. Și da, Cătălin Coșar, că și vreau să-i mulțumesc și lui Spike, care practic a găsit cadrul ăsta. Dacă vă place cadrul ăsta cum arată, eu îl pusesem o cameră înalt. Și să-i mulțumesc lui Sergiu Mirica, care a venit să stea aici cu noi și își bagă până la... Fără. Mă rog. Am zis că fără. Pentru fiecare cuvânt urât folosit în această emisiune. Așa. Da, e live, asta e. Nu poți da, e live, că nu poți să spui că se uită copii, că-s copii la grădiniță care ne idolatrizează Alex. Mamă, și-s copii la grădiniță și se uită. Am pierdut toți copii. Urât, dar atât de subtil că nu l-am văzut. Da? Și cu nervii de la mașină. Da. Bine, atunci e pentru adulți emisiune. Nu peste ai. Adică oamenii poate să se la noi. Da. Perfect. Unul din subiectele pe care voiam să le abordăm astăzi este de evident traficul și regulile de circulație. Mulțumesc, Pai, că ai făcut cadru. Și mulțumesc, Pai, că ai făcut cadru. Și ne-a venit această idee pentru că mie de curând... Eu am avut un permis pe care nu-l mai am. Mi l-a luat poliția de curând pentru că am făcut o mică greșeală. Am mers pe sens opus. Cât putea să fie de rău? Am intrat și eu pe sens opus. Mare brânză. Și? Și mi l-a luat. Ce-ai făcut, Radu? Am mers mai departe și în spatele meu mă uită retrovizoare și văd poliția. Nino, Nino, Nino trage pe dreapta. Nu, că mi-am dat seama că am intrat la Romană, la intersecția de la Romană, am intrat pe sens opus și mi-am dat seama că sunt pe sens opus. Într-o noapte, la orele 1, mă duceam până la aeroport, bă, goală toată intersecția de Romană și la un moment dat... De Romană? De Romană? Când e goală, nici nu-ți dai seama. Asta e! Că nu vezi când că nu sunt marcajele bune, nu sunt semne, nu-i nimic. Da. Și m-a oprit poliția, cum îmi filmaseră, mi-au luat permisul pe 60 de zile. Noastră știți, noastră știți ce înseamnă sensul, nu știu, între sens opus, nu mi-a ținut, mi-a ținut morală și mi-a dat exemplu că în acea zi pe DN1 un om intrase pe sens opus și a făcut un accident destul de grav și compara ce a făcut domnul ăla cu ce am făcut eu. Bă, și mă simțeam prost, că mulți ăștia ăștia oameni. Și ai intrat 30 la oră, gen pe... Păi 50, da, da, da. Mi-am dat seama, bă, op, nu-s bine, mă duc înapoi. Da, nu, cu poliția nu te joci. Nu, că... Nu, bine, dacă mai faci o dată, dă un tipizat din ăla, să formular. Azi că-ți mai sparge ție mașina și te duci la poliție și zice ăla, cu poliția nu te joci, mă. Am fost, am zis că este furt calificat. În sensul că un profesionist a făcut acolo treabă, nu a lucrat frumos. Nu e furt la negru, e furt, bă, calificat. În caz că aveai așa un dublu, că ți-a furat vreun drogat de pe un cartier, nu, nu, nu. Ce mi se pare mie fabulos asta să fac în materialul de stand-up este, da, am zis să o dau și aici, este că le-am zis hai să facem flagrant, pune o valiză, bag 2 milioane în valiză, să pare că odată nu am mai bag niște chestii și bag și un modul GPS în coperta de la valiză. Și după aia, când se mișcă treaba, vă sun și mergem după el. Și zice, poliția nu are voie să intre în chestia asta pentru că se numește instigare la furt. Bă, instigare la furt. Dar așa e. Nu există instigare la furt. Mie mi se pare corect. Păi dar atunci, pe aceeași idee, femeile cu decolteu și fustă mini îți duce de viola. A fost instigare la viola. Păi, da. Sau copiii singuri pe stradă sunt instigare la pedofilie. Și nu-i de
Dar ce putea nu, să nu, facă? Eu cred că se referă, mie mi se pare corect. Se referă că unii oameni ți-au furat dâmpul, ți-au spart mașina. Da. Doi oameni ți-au spart mașina sau același probabil. Da. Ți-au spart mașina și tu ca să-l prinzi, îl prinzi pe un al treilea care ți-a spart mașina pentru că a văzut bani. Dar nu pui bani. Adică ăla nu s-ar tine în mașină, nu se văd bani. Am crezut că lași și tu așa, gen, ieși tu un pic o bagnotă de 1 milion. Eu pun acolo ca să creadă omul. Păi și stai mă, dacă lași pe bancheta din spate 6 milioane, așa, hârtie după hârtie, bagnotă după bagnotă, e instigare la furt? Da. Deci, este practic, jumătate vine aia mea. Nu, toată vine aia ta. Pentru că omul nu se putea abține. Deci el mergea pe stradă și-o putea. Dar nu e toată vina lui. N-ar să fie toată vina lui. Bă, este instigare. Dar nu, stai, dacă poliția se bagă să facă chestia asta, dacă faci tu asta, n-ai nicio problemă. Păi și dacă faci tu, ce ai rezolvat? Tu ești și-l omori pe ăla? Să spun, dar dacă poliția se bagă într-o acțiune, asta este instigare la furt. Dar instigare la furt. Bă, ești prost la cap, instigare la furt. Ăsta e conceptul în România. E ca și cum ai răsit cuțite pe jos și nu, criminal, instigare la criminal. Dar pietre pe jos, îți pietre pe jos, îți înțeleg oare că tu faci, împreună cu poliția, faci un setup de-al prinde pe unul că fără. Dar nu pe șaua ăla, că tu nu prinzi pe ăla care ți-a furat. Tu prinzi unul care ți-a spart mașina. Și am zis, de ce ai face tu asta și n-ar face... Dă seama că asta înseamnă că poliția ar putea să facă asta în fiecare zi. Adică, efectiv, să pui peste tot lucruri pe care dacă le fură cineva... Super! Îl bagi la pușcărie. Super! Păi ne ducem toți la pușcărie, mă. Nu cred. Stai, mă, la modul nu arunci bani pe jos și vezi cine-i fură. Că de pe jos nu poți să-i furi, ai găsit. Wink. Dar în mașină... Da, mă, dacă ai legal posibilitatea asta, după aia poți să faci chestiile alea genușoare. Le pui după o ușă care se deschide și te prind pe tine. Știi că la noi se fac manevre, asta e problema în România. Că orice lege dai, găsesc niște băieți să facă o manevră. Să facă cumva, să-l prindă pe unul pe care vor să-l prindă. Și așa îți lasă ție o geantă după o ușă care e închisă, dar nu e încuiată. Dacă și tu intri și o iei. Că... Este intrare prin fracție. Nu? Că-ți spargi geamul, îți violează iala. Nu? Deci tu cumva te-ai forțat. Tu ai dreptate, eu vreau să zic că crezi, reglementând chestia asta, crezi un precedent pentru alți polițiști care vor să-i ardă pe alții. Să fie arși toți. Ăla, ia, ăla arși, da, pentru da, sunt ăla nu-i a tău. Arși, pentru că sunt ca vrăjitoarele. Lasă acolo. Și ți-ai înlocuit geamul? Da, l-am înlocuit. Și ala? Perfect. Ia ala nu, că n-am cum să mă pieste. Să schimbi să iau ușa. Știi, fac lucru cu ala. După aia trebuie. Vezi că dacă zici pe tot el, folosesc iară mocane. Nu, Radu, nu. Bază, mergând pe aceste idei despre poliție și circulație, astăzi am hotărât să vorbim, adică să citim un alt articol de pe internet, că nu e ca și cum ne-am dat noi interesul să-l facem. Ziarele le avem doar să pară că am făcut. Nu, la ziar la final o să citim horoscopul și câteva anunțuri. 15 reguli de circulație pe care majoritatea șoferilor români nu le cunosc. Ei, da, ba, bine că nu uite să vezi câte sunt. De exemplu, 1. Cum să semnalizezi în sensul giratoriu? Cum, domne? Nu știu! Păi da, cum putea? Eu, de exemplu, țin minte când am plecat de la mine de la Târgu Jiu, unde eu am făcut școala de șofer cu domnul profesor de șoferie, nu mai știu cum îl cheamă să-i dea Dumnezeu să-mi dea. Eu am făcut cu domnul Marinescu. Trăiască domnul Marinescu. Eu știam că atunci când dacă intri în sensul giratoriu și mergi drept înainte, nu trebuie să semnalizezi nici stânga, nici dreapta. Pentru că, practic, mergi înainte. Nu, trebuie să semnalizezi ieșirea din sens. Exact. Deci, intru în sens și când ieși, trebuie să semnalizezi dreapta. Pentru că, citind acest articol, pe scurt, intenția trebuie semnalizată atât înainte de intrarea în sensul giratoriu, da, cu excepția situației în care mergeți înainte, cât și în interiorul acestuia, în orice situație, mașina trebuie să semnalizeze intenția de a părăsi sensul. Deci, pe jumătate, aveam și o dreptate. Și asta am este făcută, vezi că e făcută fix pentru România, că ăsta are numere de Anglia. Da. Că mai băi, am fost la Rânca, iartă-mă, am fost la Rânca acum la schi. Toate volanele erau pe dreapta? Aș zice 20% din mașini erau din Anglia. Românași, veniți frumos la concediu. Te spune că era mult mai ok să vină cu avionul, costa și mai da, mai da, dar mai, da, ve- mai vedea lumea că el și-a luat frumos Range Rover 2000 de euro? Mai vedea? Mai vedea? Și nu poți să aduci acasă, că trebuie să aducă cuptoare cu microunde, de tigăi, iar la gazul. Că stai mă, că a venit în vacanță, de ce? Păi vine la vacanță, la, duce la familie, acolo la neamuri, acolo de la țară. La casa pe care o are în construcție. Și să și
Da, nu mai apăt. Hai să facem. Doi, știai că trebuie să scurezi complet mașina de zăpadă? Da, și bă, asta complet. Știam. Da. Pentru că dacă ai zăpadă deasupra pe plafon, când mergi să începe să topească și sar bucăți de zăpadă și poate să-ți sară ție pe parbriz, în parbriz. Și te sperie și... Poți să te sperie, poți să spargă parbrizul dacă e gheață. E periculos. Și e de bun simț, mă, să scureți mașina de tot de zăpadă. Mai ales în perioada asta când e plin. Da, dar e și... Mă, ce bine că suntem live. Te marfă la live că poți să vorbești despre ce se întâmplă acum, nu despre ce se întâmplă când o să dai episod. Da, și că nu mai trebuie să montez. Și că nu mai trebuie să montez, e atât de mișto. Deci eu o să montez ce filmezi tu și cu sunetul și o să-l montez să le punem pe YouTube, pe youtube.com/zibuna, să punem episoade. Poți să circul cu numărul de matriculare murdar? Eu cred că nu, pentru că nimeni nu știe cine e. Da, ce bine este să fie murdar și să nu știi de el. Da, da, uite ce zice aici. Cel de la volan are obligația legală să-și curețe numărul de matriculare. Același lucru este prevăzut și pentru noroiul adus pe carosabil de pe un drum secundar. Este contravenție dacă nu, conform articolului 99, alineatul 16, din Ioan pe Isaiu 25. V-am obligat să vă spun că vi s-a numărit la număr. Vi s-a numărit la număr? Ce? Numărit la număr. Bă, stai puțin. Ce? Ah, uite, asta e foarte bună. La ce dată trebuie să montez anvelopele de iarnă? Uite, asta e iurea cu... Ia, zim, că păi, sunt curios. Șoferul român știu că de la 1 noiembrie trebuie să aibă anvelopele de iarnă montate pe mașină. Ce nu știe foarte multă lume este că legea nu impune limite calendaristice și prevede că dacă te deplasezi într-o zonă cu risc mare de nisoare, ești obligat să ai mașina echipată cu pneuri de iarnă, indiferent de data. Dacă ninge în urma șifrării zonelor climatice și vine în apara nu ce se întâmplă și ninge în iunie. Îți pui anvelope de iarnă. La mare, ninge și vine înapoi. Ce faci? Atunci te întrebi eu pe voi. Atunci ne întrebi. Cred că trebuie să-ți dai un pic microfonul mai sus pe geaca aia. Să te deci, auzi... Eu dacă merg acum o cauciucuri de vară, nu-mi iau amendă? Da, nu ți-ai amendă. Mie mi se pare... Mie toată lumea mi-a zis, n-am citit niciodată. Toată lumea... Este o problemă cu temperatura, că ele... A, și eu și o problemă cu temperatura, da. Până pe la 7 grade sau ceva, 8 grade. Adică dacă e minus 10, dar nu ninge... Nu mai ai eficiență la frânare și dacă frânezi brusc și lovești pat din spate, deci tu ești de vină. Că altfel nu ai vine de acolo. Să ești de vină oricum. Vine poliția, începe să ningă de două ori. Pentru că e clasic când la poliție începe să ningă. Ia dă tu un telefon acum la 112 să vezi cum ninge. Eu am sunat. În soare începe să ningă. Bă, multă lume crede chestia asta cu 1 noiembrie și eu n-am știut bine când mi-ai zis chestia asta. Mulți zic, bă, 1 noiembrie trebuie să spui. Și eu tot timpul aveam în cap chestia asta de, bă, dar nu ninge, de ce îmi pun la... Sunt 20 de grade în noiembrie, erau încă temperaturile astea de 20 de grade. De ce să-mi pun? Foarte ok, știut că e... Dar dacă te duci la munte... Eu am fost la Rânca. Și acolo ningea. Stai, scuze! Când? Acum! Mamă, zic Rânca de atâtea ori încât zici că am fost în Tenerife, nu? Da! Scuze! Cinci! Am urcat seria trecută pe Alpi și să-mi iau un cafea și... Cinci! Ce să vezi, rămânaș! Când trebuie să circul cu luminile de ceață pornite? Oare când se umbe? Când trebuie să mergi cu... Hai să întrebăm oamenii de pe Facebook. Când credeți că trebuie să mergi? Răspunsul la fraza finalul emisiunii. Pentru că nu când e ceață. A, deci, bă, le dați un indiciu. Da, asta nu. N-aș citi un alt. Când e ceață. Cine trebuie să poarte centura de siguranță? Oamenii, în general... Deci codul rutier prevede de ceva vreme faptul că centura de siguranță trebuie portată obligatoriu pe locurile din spate. Foarte multă lume se arată încă surprinsă. Ha? Și televizoarele LCD alea mari, ce alea trebuie să poarte. Da. Ah, da. Chiar dacă stau acum și în spate, vorbești foarte în spate, e obligatoriu să porți. Eu râd aici. Mi-am dat seama că la masa zi bună eu conduc. Dacă suntem în România, dacă suntem în Londra... Oamenii din Londra te văd pe tine la volan. Și Africa de Sud și Cipru. Ok, alte țări în care tu nu știi că se merge pe dreapta, dar mă rog să trecem peste. 7. E nevoie de scaun special pentru transportul copilului? Ia stai mă, pe unde să mai mergem pe dreapta? Dacă faci copii.
Da, e nevoie ca în spate să ai un scaun de la de catapultează copiii. Și eu vreau cum ai vrut să te duci într-o glumă și ai văzut că nu, da, ok. Păi mi-am dat seama că nimeni dintre voi nu ești atent la ce zic eu aici. Eu de vreo 30 de secunde încercam să mă recalibrez. Încercam să recompun în cap ce ai zis tu, nu... Ce? Nu știu ce ai zis. Am zis că e nevoie de scaun special pentru transportul copilului. Da, și ai căutat o glumă și ai văzut că iese un singur gen de glumă, da. Și după aia... uite, asta mă interesează. Unde suni dacă ești implicat într-un accident ușor fără victimă? Eu am trecut prin treaba asta și am sunat la 112 și mi-a cerut scuze. Te-ai cerut scuze? Da, pentru că știam că l-am lovit pe unul și știam că nu trebuie să sun la 112, dar nu știam ce să fac. Și am zis, îmi cer scuze de deranj. Vezi, dacă te-ai fi uitat la zi bună? Da. Deci dacă noi făceam emisiunea asta mai de mult... Ia, la 112, nu? Nu trebuie să... Ia, aici, majoritatea șoferilor știu că dacă au fost implicați într-un accident rutier fără victime, așa și nu au reușit să ajungă la consens cu celălalt șofer, trebuie să sună la 112. Ei bine, veți suna degeaba! Pentru că dacă accidentul a fost ușor și nu există victime, va trebui să apelați la înțelegerea amiabilă sau la cea mai apropiată secție de poliție. Puh, da, cine ar fi crezut? Păi stai mă, așa... Am fost implicat într-un accident grav fără victime și nu... Erau de la poliție, nu, că v-am mai spus asta, nu? Nu. Păi când am avut accident acum, în 2013, cred că, și eram pe centura Brașovului și eu aveam, nu știu, 70, 80, 90, nu știu cât să fie avut pe centură, și mi-a sărit în spate un itil. Am lovit-o și nu a avut nimeni nimic, doar că mașina a fost praf. Am sunat la poliție. Stai, o mașină, nu o femeie. Ai lovit o mașină pe care o conducea o femeie. O femeie într-o mașină. Așa. Și femeia, cât și mașina, nu au acordat prioritate, adică ei aveau un cedează, au trecut tirul și au zis că după ce trece tirul, poate așa să meargă, că numai bine nu se vede ce vine din dreapta, deci dacă nu se vede, nu vine. Corect. Păi eu nu văd nimic. Păi nu văd nimic de tir. M-am asigurat, n-am văzut nimic, așa că am trecut. Ce bun e asta? Și la un moment dat mi-a sărit în față, am lovit-o, am împins un altul, deci au fost trei mașini acolo implicate. Și am sunat la poliție, eram în stare de șoc și am zis, în ziua, zic că am avut un accident și aș avea nevoie de un echipaj, aia nu voie să se înțeleagă cu mine nici cum. Și eu zis la, păi veniți cu mașina la secție, zic, dom'le, nu mai pornesc în mașinile. Păi cum nu pornesc? Păi zic, slovite. Sunt victime? Nu. Păi atunci veniți cu mașina la poliție. Și am zis, nu pornesc, de nu putem să le pornim să ăsta. Păi și cum? Nu sunt victime? Da, că nu se lega. Păi două mașini mai pornește, clar cineva s-a lovit. Mașina, bă, tot zicea, dacă nu sunt victime, veniți cu mașina la poliție. Și o dată am zis, dom'le, dar stai un pic, deci lăsați-mă ca să întreg. Trebuie să iau o platformă, urcăm mașinile amândouă pe platformă și venim cu el la secție. Nu, dom'le, veniți cu mașinile aici. Păi dacă nu merge. Dom'le, nu pot porni mașinile, sunt spraf, în spate. Păi că se face și nu-s victime. Bă, deci am avut aceeași... Nu cred că s-a dus mult așa. Am avut o buclă din asta. Și la un moment dat îmi zice omul, sunați la număr în cutare. Și începe să-mi zic un număr așa. 0-2-5-2-5. Zic, dom'le, eu acum am ieșit din mașină, sunt în stare de panică. Zic, mă duc să-mi iau o foaie, mă duc să-mi iau ceva, să-mi notez numărul. Da, hai, zic, trimite un echipaj. Bă, dar mult timp. Bă, amă, săracilor! Săracilor! Era echipajul pe care țineam pentru mine, dar ți-l dau. Mă rog. Voiam să-l trimit la ăștia apropiați, la părinți, la copii. Nu mai pot să trimit echipajul, că l-am dat unul. Căci că e într-un accident fără victime și nu poate să vină cu mașină la secție. Da, măi, știu și eu pe ăștia, las. Lilene, da. Ce proști. Bă, deci stai puțin, eu încă nu m-am lămurit cu o chestie. Deci nu vine nimeni dacă eu am un accident și nu mă înțeleg cu ăla sub nicio formă. Dacă nu te înțelegi, sun la poliție. Păi sun la poliție, dar unul, doi nu pot să sun. Nu sun la poliție. Eu am trecut prin asta și nu mă înțelegeam cu ăla. Și efectiv, eu dacă l-am lovit pe el, eu eram vinovat. El putea să plece. Ai timp 24 de ore să te duci la cea mai apropiată secție de poliție să declari. Deci pe el durea la bască, el putea să plece. Eu dacă mă duceam în 24 de ore, păi făcea dosar penal, că era fugă de la locul accidentului. Deci voi vă loviți, puteți să plecați, dar în 24 de ore trebuie amândoi să declarați... În același loc sau undeva? Nu, undeva. Păi, după nu, aia... Eu nu cred că comunică două secții din astea de poliție sau de accidente ușoare, nu cred că comunică între ele, ca tu să te duci undeva și eu să mă duc undeva și să... A, ce a venit la Bucălaie, nu? Nu trebuie să comunice neapărat, eu trebuie să am dovadă de ce mașina lovită, da? Eu dacă sunt la cel lovit, da?
Păi și el cum își face mașina, dacă nu se vede cu tine? Merge la un băiat și dă banul ăla. Păi odată ce se duce la poliție... Nu, păi trebuie să-și facă pe asigurarea lui, nu? Păi depinde cine e vinovat, mă. Păi da, mă, deci luăm situația asta. Dacă eu vinovat și eu nu-s de acord să mă întreb cu tine, că de-aia nu vreau să mă întreb. Nu, mă, luăm situația lui Bucălaie, care e clar, el a fost de vină. Ăla s-a dus la poliție. Să zicem că tu te duceai în altă parte. Ăla avea nevoie de RCA-ul tău, nu? De datele tale de RCA ca să-și facă mașina. Păi da, asta să le completezi. Păi dacă nu vrea. Păi cum nu vrea? Tu să duci tu la poliție. Păi nu vrei tu, să zicem. Că tu zici, nu cred că e vina mea, e vina ta. Păi bun, atunci se duce la poliție și mă declară pe mine că nu am fost de acord. Și eu dacă nu mă duc în aceeași zi la poliție, poliția după aia o să mă caute că de ce nu am declarat accidentul și că... Că l-a zis da. Ce nu, da. Și acum am văzut, citind, că în situația în care nu puteți să ajungeți la poliție, că e mașina imobilizată, poliția rutieră are un număr de telefon dedicat 9544. Deci există o posibilitate de a suna, în cazul tău, Sorin, cum ai zis. Da. Există o posibilitate de a suna efectiv la 9544, să le zici, bă, nu merge mașina... Foarte simplu. Help. E 9, 5, 4. 4. 4 cu 5, 9. Deci 9, 9, 9 fac 4, 5, 9. Da, stai. 9 e format din 5 și 4 și după aia îl dublez pe ultimul. Nu, mă, sunt direct la 22. Că 9 cu 5, 14 cu 4, 18 cu 4, 22. Sunt la 4, mă. Mișto dacă ziceai 25 și făceai 9 cu 5, 14 cu... Cu 4, stai. Dacă mai pui de la tine, mă rog. În principiu se conduce în dreapta, în țările foste colonii britanice. Ca să... Da. Da. Mulțumesc, Sorin. În India se conduce pe dreapta? Da. Pe dreapta, nu, cu volanul pe dreapta. Cred că da. Așa, ce mai e pentru noi, Radu? Mai avem care este pachetul legislativ, câte triunghiuri trebuie să am în mașină. Păi depinde, că dacă ești profesor de matematică, trebuie să ai și echiere în caz că se strică mașina. Și vreau să dure. Ce? Păi vezi? Ce s-a... Păi vezi? Cât ar fi avut doamna în social din licenii? Câte? În primul rând trebuie să existe o trusă medicală cu termen de valabilitate în curs pentru a putea acorda primul ajutor în caz de accident. Știi cineva să acorde primul ajutor de aici dintre noi? Nu! Cui? Cum e că cui? Nu. Nu, atunci. Păi da, dar stai că ar trebui fiecare om să știe să acorde primul ajutor. Tu ai făcut manevre din alea de... Nu. A zis Narcisa că ne duce la un curs, dar nu ne-am... Ne-a zis acum 2 ani, deci cred că nu ne duce. Tu știi, curs de CPR. Au curs primul ajutor în caz de accident? Da. Trebuie să... Deci, în fața, dacă este un accident mai grav, în sensul că erau în mașină, nu-i voie să-l miști pe ăla. Da. Deci, asta e prima chestie. Trebuie să-l imobilizez cumva pe scaunul ăla și abia după ce vine ăștia-l scot. Dacă cumva au aterizat pe jos, adică ai cumva voie să-l scoți dacă sunt doi oameni și poți să-i legi capul și trebuie să-l scoți afară. Și după aceea, dacă nu respiră sau ceva, trebuie să-i scoți limba. Bagi mâna, îi scoți limba afară și începi să sufli în gură. Și după aia mai dai aici cu pumnul, din când în când, pe inimă. Nu știu exact ordinea, dar... Da, mă rog. Ok, deci dacă începi întâi să dai pumnul în inimă... Și vezi că nu merge, ok, nu încep cu asta. Bun, scuze. Limba afară. Nu mai trage, dați-mi brațe. Și omul e, coi, de ce îmi dai frate? Frate, frate. Dragul meu, ce... Dragul meu cetățean, de ce mă lovești cu pumnii în piept? Sunt ok. Nu, am învățat eu că primul ajutor așa este. Dragul meu cetățean, din nou. Păi eu ți-am zis că pentru că noi am făcut probe cu toți vorbind tare, noi vorbim tare și tu vorbești așa, ca și cum. Na. Să vorbesc mai aproape de el. Bine, și e nevoie de asemenea și de un extintor. Extintor? Extintor. Nu știu cum să scrie extintor. Cu X, extintor. Nu cu C. Ia uite mă ce, toată lumea greșește, nu e așa? Dar de ce voi nu greșiți? Extintor de flăcări. Da. Aruncător de chestii care stinge focul. Stinge flăcări. Aruncător de antiflăcări. Bun, da. Întrebare pentru Sorin. Sorine, că tu ești în domeniu, pot motocicletele să avanseze între benzi la semafor? Hă?
Nu prea e... Mă vorbește că nici eu nu știu, trebuie să citesc să afu răspunsul. Eu adică te știu, nu prea voi. Sunt unele țări în care sunt tolerate chestiile astea, dar... Cred că vorbim despre România. Radu? Cred că nu. Eu am trecut... Deci eu ce pot să zic, nu știu exact... Adică sunt convins că nu-i voie, dar eu m-am deplasat printre mașini la... Lângă poliție. Și dacă lângă poliție nu au nicio treabă. Nu, dar mi se pare o infracțiune mult prea mică să o sancționeze. Dar oficial nu este. Oficial nu este. Este ilegal. Oficial nu e voie. Conform codului rutier, participantul la trafic trebuie să-și păstreze banda de rulare. Care e ideea mea, am luat motor ca să nu stau în trafic. Ești prost la cap. Și nu. 11. N-ai voie. Nu, acum făceam altceva. Ce risc dacă trec pe culoarea galbenă a semaforului? Ce risc dacă trec pe culoarea galbenă? Cam ce risc la roșu? Păi nu prea, că dacă ai viteză... Că este legal să traversezi? Nu? Bă, e super subiectiv. Ah, da, asta. E super subiectivă chestia asta. Știi că e ilegală forțarea să forțezi galbenul? Este chestia pe care o zicea Andy care l-am dat Da. Bă, ce mă ferai. Păi poliția la un moment dat și o zis că a trecut pe culoarea galben-roșu. Și ăsta i-a zis, culoarea galben-roșu? Portocaliu. Sau roșu, cam ce era acolo. Serios chiar a zis asta? Da, i-a dat amendă pentru că a forțat verdele prin galben-roșu. Dacă era verde-galben, putea să treacă. Sau galben-galben. Galben. Un pic de roșu fix așa pe jumate mașina aia. Asta cu galben roșu, știi? Tu erai când a tras podcastul ăla cu care nu-l punem? Ăsta de săptămâna asta? Da. Am fost, dar nu de la jumătate am prins. Când a zis Costel aia cu fizic față, că semeni cu... Când i-a zis Teo, că semeni cu Russell Brand. Și a zis, bă, dar nu mă, semen fizic față. Și el ține asta, nu doar fizic față. Citiți ce-o zis Daniel Lăzărescu. La ora 24, secția de accidente ușoare din Iulu Maniu e închisă. Polițistul doar ne-a chemat 112 să întrezească. Nu cred. Nu vă supărați, am urșit un accident, sunt fața secției, doarme urșul. Dar nu pot să... Te duci cu poliția la camera de gardă, așa e, să... Doamne, mi-a tăiat cineva mâna, sun cu stânga pe dumneavoastră, sun la camera de gardă, nu îmi deschide nimeni dacă vreți să veniți să forțați ușa. Nu mi-am aranjat barba. Eu știu ce m-am gândit? Că lunea când venim la emisiune, să venim cum ne trezim, adică să ne spălăm pe dinți. Păi să venim în pijamale. Nu, tu că tu nu te vezi. Tu poți să fii, tu ești asta. În pijamale. Vreau să ridic această problemă. și apropo, vreau să ridic această problemă mâine și poimine, pentru că Radu Bucălaie este plecat. N-ar rost să facem reclame și ori lumicuț. Zvândute și ar mai veni încă 1000 de oameni, dar nu au loc. Radu Bucălaie este plecat și aici locul lui va fi luat de... Cine? Sorin Purcălab. Ce? Nu vine să cred. Iar Sergiu Mirică o să stea și el cu noi să ne citească... Să fie spectator. Comentarii. Da, o să fie Purcălabul. Bă, trebuie să ieșim Purcălab Studios, nu? Sună prea marfă, studiourile Purcălab. Spurcălab. Nu. Ce e în car, Mirică. O, te la aroganța. Mie îmi place de Radu Bucălaie că este foarte pregătit și tu când zici ceva după aia, stai să văd, să citesc, eu n-am citit articolul ăsta. Da, mă, dar mi-e place să fie totul, să descoperim, să dai, să continuăm. 12, taci, măcar. Poți să avansezi pe linia de tramvai la semafor? Ha? Ce? Poți să avansezi pe linia de tramvai la semafor? Nu. Deci aia trebuie să o folosești numai dacă eventual... Legea spune că este perfect legal să considerăm linia de tramvai o bandă de circulație în unele cazuri. Dacă drumul are două benzi pe sens, linia de tramvai poate fi considerată bandă de rulare. Dă-mă dracului! Să înnebunesc! 13. Unde trebuie să circule bicicliști? Ia acasă, bă, să nu-și ia biciclete. Pentru doar să pe care o să... Doar pe calea Victoriei. Doar pe calea Victoriei. Pistele special amenajate, asta e. Da, doar pe calea Victoriei, asta zic. Dar trebuie să stai într-un capăt al calea Victoriei și să lucrezi în celălalt capăt. Atâta, astea poți să circuli în București. Poți să depășești cu un vehicul foarte lent pe linie continuă? Ce?
Poți să depășesc un vehicul nu, foarte lent. Nu, e linie lent, continuă. Pe linie continuă. Și în poza pe care o are aici, are un indicator cu nu ai voie să depășești. Cred că răspunsul este nu. Da, e nu. Trebuie doar să-l înjuri și să mergi în spatele lui, asta ai voie. Mă sună Mamaia, mă. N-avem cum să băgăm în direct, ar fi foarte funny. Trebuie să ne gândim la o... Și chiar pe Mamaia, care mă sună, Constanța. Și de unde te sună? Din Craiova. Te sună Mamaia Constanța din Craiova? Da. La București. Da. Avem voie să mâncăm în timp ce conducem? Asta e ultimul. Da, în sfârșit. Asta pentru că legea spune că orice activitate care perturbă atenția celui de la volan este interzisă și este reglementată în articolul 99, legea 31. Deci, nu avem... Bine, și în poză e o fată care cu o mână, într-o mână ține un pahar de cafea și ține mâna așa pe volan și cu cealaltă mână mănâncă o brioșă. Și conduce cu piciorul, nu? Și conduce... În timp ce parchează. Și e și femeie. Adică să și parchează în acel timp. Băi, vreau să vă spun că eu astăzi m-am îmbrăcat pentru noroc, dar n-am avut noroc. Eu m-am îmbrăcat cu hainele de la Special când am filmat nou în domeniu, că am zis că mi-a purtat noroc, că mi-a mers bine, dar mi-am luat bluza asta că e frig. Și n-am avut noroc. În viață sau cum? Deci nu funcționează. Nu. Deci nu e după haine, mă. E după glume la stand-up. Bă, gamea, șpiciul. Dacă știai... A, deci nu, că tu ar trebui, după ce glumeai, tu ar trebui să ai extrem de mare succes. Deci ești și după cum ești tu. Ești după sufletul omului, de-aia nu-ți spăr așa de două. Da, mă, și ești și după sufletul omului, mă, ești nor negru. Ești doar negru. Tu și cu nor negru. Am cumpărat ziarul Libertatea și am găsit un pliant în el cu programul Deltei Dunării. Da, mă, că sunt mulți oameni care vor să meargă în Delta. Da, că oamenii care cumpără un ziar, această tabletă veche pentru copii. Avem da, dar uite ce este Delta pentru seniori. Da, seniori Delta pentru seniori, Delta pentru toți, așa că vă las să faceți prin screen, dar aici sunt prețuri. Nu se vede foarte bine că e... Lasă așa. Hai să punem o... Fuego mută casa părintească peste ocean. Hai să trecem la sfârșit emisiunii. Și cu anunțuri. Fuego mută casa părintească peste ocean. Bă, am citit asta de la început și mi se pare urât. Adică să o arzi gen casa părintească toată viața și pe aia să te muți în Canada. Da, el se mută în Canada? Se mută în Canada și el. Numai două luni cântă în America și Canada. Are turneu peste ocean. Bă, dar cum și eu arzi ăștia în ziare? Nu la el, că face din astea. Nu știu, dar nu s-o că lui Radu i-a luat viza, că a făcut un show. Ți-a luat viza, frate? Nu mie, mă, că nu știu engleză. I-a luat viza, că a făcut un show în America și Fuego s-a anunțat în ziar, că merge și n-ai nicio treabă. Ei, Fuego. Da, mă, dar Fuego poate să facă rost de viză de muncă, așa. Ce viză de muncă, nu? Păi ai voie, poți să iei viză de făcut ceva pe bani. Ah, unde? El avea vizită de... Radu avea viză de vizitator. De, eu zic să uite ambasada și la Fuego. Da. În casă. Casa. Și plus că dacă îl oprește, și în America dacă îl oprește, o să fie Mr. Fuego with the... Mr. Fire. Mr. Surugiu. Nu avem matrimonial. Can you sing that with Mrs. Mother Irina Login? Tu azi. Radu, eu știu engleză, dar nu știu ce s-a întâmplat. Nu avem matrimoniale aici, așa că o să citesc linii erotice. Vei fi cu adevărat satisfăcut, să nu doar la 0906760511. Și dacă vrei o stăpână adevărată care să te umilească. Continuă emisiunea pentru copii. Vrei o stăpână adevărată care copii? Să te umilească? Vreți o stăpână adevărată care să vă umilească? O stăpână din aia care te pune la curățat cartofi. Da, da. Pentru asta 0. Ia de bărbat, te lasă. Te faci de căcat la prietenii tăi că o ai mică. Ăsta nu face nimic. Trecem la horoscop. Horoscop. Nimeni nu și-a scris zodii. Bă, dar oamenii ce zic? N-am vorbit cu oamenii de pe FB. Ce, măi, eu mă tot uit aici. Hai să citim horoscopul. Da. Hai să citim horoscopul. Să începem cu Berbec. Berbec. Titlul Berbecului de astăzi este Exagerări. Ce? Aha. Este posibil să transforme această zi într-una greabilă cu condiția să nu exagerezi cu căutarea unui țap ispășitor
pentru tot ce nu ai vrea tu. Adică nu mai fi atât, mai cât ai berbec? Ai grijă că te cer să pia, nu suna? Nu, că nu sunt deloc. Dă-i, Taur. Mama ia Constanța ce zodie? Nu știu. Așa, Taur. Taur, atmosferă. Ce-i asta, așa începe. Atmosferă. Fiecare horoscop are un titlu. Lumânări, atmosferă, da. Poți crea o atmosferă... Ai apă? Dă-i acolo, bă, de-aici. Bă, de-aici. Sunt timpul emisiunii, bă. 10%. Poți crea o atmosferă armonioasă la locul de muncă sau acasă dacă vei dori acest lucru. Este suficient să știi când să te oprești cu replicile acide sau cu pretențiile față de cei din jur. Da, da. Adică fii mai modest. Atmosfera. Taur prost. Mm-hmm. Gemeni, conflict. Whoop, 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 whoop. Ai pistoalele. Da, conflict. Ai toate pârghile necesare la îndemână pentru a evita escaladarea unui conflict cu cei dragi. Dar! Tu nu vrei. Îți trebuie un strop de bunăvoință. Bunăvoință cu gemenii se întoarce rac. Adaptare. Te adaptezi mai ușor la orice situație neplăcere, inclusiv chiar cele din familie nu ți se mai par de netrecut. Este o zi pe care o poți creuna conform celor mai bune intenții pe care le ai. Am trecut Sorine. Tu ești rac? Da. Bravo, Sorine. Mersi frumos. Leu. Comunicare. Ai nevoie de un schimb de informații clare, de comunicare sinceră cu cei din anturajul apropiat ca să-ți poți regla așteptările, speranțele legate de ei. Ai auzit, tată? Ai auzit? Asta e de ce zodie? Gemeni, cu cearta, cu conflictul. Ah. Uh-huh. Fecioară, evaluare. Adică are un examen. Poate că unele situații nu pot fi controlate, dar dacă vei accepta să le faci o evaluare mai generoasă, vei vedea că nici nu e neapărat necesar. Unele situații nu pot fi controlate. Prima mea iubită era fecioară și avea replica aia cu ce zodie ești? Sunt fecioară și la propriu și la figurat. Dar tu ai luat o fecioară sau ai luat o balanță? Care era o ce? Tu ai luat o fecioară sau ai luat o balanță? Balanță. Puteai să zici sau ai luat o... Nu știu. Nu, e cea mai bună. Vărsător. Vărsător, pești. Da. Sau ai luat de la pești. Replica asta cu și la propriu și la figurat, se pare... Aveam 15 ani. A, la 15 ani, da. Ea avea 15 ani, eu aveam 20. Aveam 28. Eu aveam 28. Chiar avea 15. Tot parcă aduce atâta de la din lift un pic, dacă nu uite. Nu, aveam 17. Așa. Unde a rămas? Balanță. 13. Ok. Balanță, ai grijă la piedici. La picioare. Dacă, chiar dacă apar piedici în calea dorințelor tale de a face totul mai frumos și mai bun în jurul tău, acesta nu poate fi un motiv serios să renunți la viață. Deci nu vă sinucideți. Scorpion, G. Stabilitate, băi, precizie. Punctualitate. Ai nevoie de stabilitate. Bucă, la ieși asalariații. Ai nevoie de stabilitate, de coordonate clare care să te ajute să evaluezi corect oamenii și situațiile din viața ta. Mai ales dacă îi consideri sursa tuturor problemelor tale. Ai grijă, scorpionule. Săgetător. Liber. Te consideri liber de obligațiile față de un prieten sau un întreg grup, drept pentru care treci la etapa în căutarea unui plasament mai bun al calităților tale. Ești prea bun. Tu ce ești, Mirica? Am trecut de tine? Leu. Aoleu. Ce ai scopii, bă? Comunicare? Capricorn, puternic. Poate că te simți puternic, dar nu ești. Ce ai motive? Ce ai motive serioase pentru asta, dar ai tendința de a minimaliza efectele pe care deciziile tale le pot avea asupra celorlalți. Vărsător, soluții. Celorlalți. Ești pus într-o situație din care nu mai vezi vreo ieșire lejeră sau simplă. Poate că de asta ai nevoie de o căutare sinceră a unor soluții mai inteligente. Bă, da. Stai mă, că eu n-am fost atent fix la vărsător. Tu ești vărsător? Da. Ești într-o situație, fie anume, foarte, ești în sol. Zi. Ești într-o situație, ești prins într-o situație. Și nu mai vezi nicio ieșire, simplu, ești cacalul. Vezi doar înainte, numai în sol. Și poate că de asta ai nevoie. De o căutare sinceră în tine, aici, a unor soluții mai inteligente. Pentru că soluțiile se găsesc în inimă, nu în creier. Bă, mersi mult de tot, frate. Frate, te simți mai ok acum?
Nu, dar o să... Nu înțeles. Tăiați, opriți! Vă dăm un șervețel! Ultima este pești, iar titlul de la pești e atât de amuzant. Pești! Nu mai pot! Pești, abuz! Mă schimb! Abuz! Aulă, la pești e abuz? Îi ține șapte pe cei care s-au întins mai mult decât aveau dreptul și au abuzat de bunăvoința pe care le-a arătat-o. Poate prea mult timp peștilor, nu mai abuzați de oameni. Sau de femei, dacă înțelegeți. Exact. Ce e? Mami, mami, ce e la zădie la mine? Păi tu ce ești, dragă? Pești. Abuz. Pumuhace pe... A, am încercat. Era... It's so 2007. Da, știu, s-a dus dracu. Da, e oribil. Bă, și m-am săturat așa de rău de... Mă rog. Așa. Hai să vedem ce au zis oamenii pe Facebook să terminăm cu asta, că s-a făcut o oră și eu trebuie să plec, că am other engagements. Deci că și camera cred că trebuie să plece. Și camera trebuie să plece. Mulțumim camerii că ne-ai ținut până acum. Da. Păi, pe, dacă nu vine și Menuț. Ce? A scris Raul Brădicianu, dacă nu vine și Menuț, eu ies de pe live. Nu știu cine este Menuță. Nu este un prieten, dar nu. A, dar tău? Da. Ăla Menuță care vă face. Numai Raul nu este, Raul. Raul. A, uite, s-a uitat tata. Tata ai văzut când ți-am citit la leu. Unde e, mă, care? Uite, Constantin Bucurare se uită. Ce drăguț! Să trăiți. Îmi place. Să trăiți. O plăcere să lucrez cu progenitura dumneavoastră. Astea toate comentariile? Da, foarte bun. Nu ne-a mai scris nimeni. Gata, haideți să, okay. Să încheiem aici. Bun, vă mulțumesc că v-ați succes. Uitat, să aveți o zi minunată, dați like și share paginii și subscribe canalului de YouTube, nu? Și super ca să ne vedem pe mâine. Ne vedem și cu Sorin. Și mâine vă vedeți aici cu Sorin, cu Alex Mocanu și cu Sergiu Mirică. Eu o să fiu plecat. Vă mulțumim că v-ați uitat! Extraordinar! Primul episod serios de zi bună! Să le spunem programul la care... Luni, marți și miercuri. Da, ne-am hotărât că în fiecare luni, marți și miercuri să facem treaba asta de la ora 10 fix sau 10 și 2 minute sau 10 și 5 minute în funcție de probleme tehnice. Ne întâmpinăm în ziua respectivă. Luni, marți și miercuri de la 10 în fiecare săptămână. Dans! Dans!